Bătaie de joc în microbuzele de transport persoane din județul Dâmbovița, pasageri înghesuiți ca sardelele și luați în zeflemea. În urma unei acțiuni demarate de Consiliul Județean Dâmbovița, mai multe nereguli au ieșit la suprafață, motiv pentru care sancțiunile au curs râuri și chiar se va ajunge la retragerea licențelor de transport. Microbuze surprinse cu pasageri mai mulți decât legal, șoferi fără centură de siguranță, cursele efectuate cu alte mașini decât cele cu care s-au prezentat la obținerea licențelor de transport, viteza, nerespectarea orarului și chiar a itinerarului, au fost abaterile la ordinea zilei, potrivit președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu. Acțiunile Consiliului Județean Dâmbovița de a verifica transportatorii au drept scop reducerea riscului rutier în transportul rutier public de persoane. În plus, dâmbovițenii, nemulțumiți de condițiile transportului, depun plângeri peste plângeri către Consiliul Județean Dâmbovița, unde reclamă că microbuzele nu respectă graficul, nu opresc mereu în stații, abonamentele nu sunt acceptate de fiecare dată, nu există căldură în timpul mersului, sunt înghesuiți precum sacii de cartofi și li se vorbește urât. Transportatorii de persoane ar putea avea probleme serioase. Adrian Țuianu a afirmat că se gândește la sancționarea drastică a agenților economici care își bat joc de călătorii dâmbovțeni. Ba mai mult, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a spus că va merge inclusiv până la suspendarea licențelor de transport acolo unde situația o va impune. Se efectuează serviciul de transport de persoane de către operatorii de transport cu autovehicule altele decât cele cu care s-a licitat și care nu sunt scrise în caietele de sarcini. Nerespectarea orarului de desfășurare a curselor și a numărului acestora înscrise în caietele de sarcine, nerespectarea itinerarului sau a stațiilor de capăt pentru anumite trasee, utilizarea unor autovehicule de către unii operatori cu deficiențe tehnice, cum ar fi geamuri crăpate sau sparte, înlocuite cu diferite materiale, instalații de încălzire lipsă sau defecte, autovehicule în interiorul cărora pătrund gaze de eșapament sau autovehicule insalubre. Nerespectarea prevederilor legate de utilizarea autovehiculor de pe un traseu pe alt traseu, fără să existe solicitare de înlocuire către autoritatea de autorizare de la Consiliul Județean și transportul de persoane peste capacitatea pe scaune autovehiculor, punând în pericol siguranța călătorilor. Am constatat de asemenea condiții improprii de funcționare a autogării Optim Trans din Găiești, chiar dacă aceasta a primit de la ARR licență de funcționare, niciun operator de transport de persoane care are în caietele de sarcini în această autogară nu o accesează. Ce am dispus? În primul rând, le-am dat termen până astăzi de conformare. De astăzi veți auzi de faptul că vor fi controle pe toate traseele de transport public. Am luat și măsura să decolatez mașina pe care scria control, pentru că o observau un trafic și imediat parcau sau se ascundeau pe străzile laterale. Și le-am spus că n-am nicio reținere în a sancționa cu amenzi de la 100 până la 300 de milioane la prima abatere, iar la a doua abatere, pentru aceeași firmă, voi retrage licențele de transport. Aș vrea toleranță zero. Eu, personal, toleranță zero la transportatorii de persoane în general și la elevii în special, ridicarea pe loc și suspendarea licenței de transport. În anul 2013, peste 15 transportatori de persoane au fost amendați și nu și-au plătit amenzile. Drept urmare, s-a trecut la executarea silită a acestora. Lucru susținut chiar de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu.